De viitoare, mergem acum cu imagini în direct la Palatul Cotroceni. Președinta Georgiei este în vizită oficială la București. Haideți să-l ascultăm mai întâi însă pe președintele României, Klaus Iohannis. În plus, tocmai am creat poate un moment istoric în relațiile noastre bilaterale, semnând parteneriatul strategic. Prin semnarea declarației comune, împreună cu doamna președinte, am stabilit parteneriatul strategic dintre România și Georgia, așa cum am agreat în cadrul întâlnirii noastre de la New York. Prin acest parteneriat strategic, țările noastre urmăresc să-și îmbunătățească conectivitatea în domeniile transporturi, energie, dar și contacte interpersonale. De asemenea, parteneriatul strategic va conduce la dezvoltarea și aprofundarea cooperării noastre privind agenda euroatlantică și europeană, inclusiv sub umbrela parteneriatului estic, precum și în domeniul securității. Doamnă președinte, România va rămâne unul dintre cei mai ferm susținători ai aspirațiilor Georgiei de integrare europeană și euroatlantică. Vă felicit și în acest cadru pentru obținerea perspectivei europene la Consiliul European din iunie. Integrarea presupune reforme structurale complexe, iar un sistem politic inclusiv și continuarea eforturilor de modernizare și democratizare reprezintă elemente obligatorii pentru agenda de aderare a Georgiei la Uniunea Europeană. Vă asigur, doamnă președinte, că România va fi alături de Georgia în tot acest proces. Transmit cu această ocazie și un mesaj special de apreciere pentru poziția dumneavoastră fermă în ceea ce privește imperativul continuării reformelor. În egală măsură, România continuă să susțină aspirațiile euroatlantice ale Georgiei în conformitate cu deciziile summitului de la București din 2008. Ca expresie concretă a sprijinului nostru, țara noastră va prelua de la 1 ianuarie mandatul de punct de contact NATO la Tbilisi. Doamnelor și domnilor, am agreat cu doamna președinte în cadrul discuțiilor că interconectările fizice la Marea Neagră au un rol esențial în consolidarea stabilității și prosperității acestei regiuni prin ancorarea durabilă a acesteia la spațiul european. În acest sens, România lucrează deja cu Georgia și cu alte state partenere pentru realizarea unor proiecte strategice majore. Astfel, avem ca prioritate construirea unui cablu electric între România, Georgia și Azerbaidjan în cadrul Coridorului Verde de Electricitate, care să conecteze regiunea Mării Caspice cu cea a Mării Negre și cu spațiul Uniunii Europene. Acesta ar urma să fie dublat de un cablu submarin de fibră optică România-Georgia pentru dezvoltarea conectivității digitale între Uniunea Europeană, Georgia și mai departe către Asia Centrală. O să urmărim în continuare declarațiile de la Palatul Cotroceni.